Prin piața de braz de Crăciun din Ploiești bate vântul. Comercianții sunt puțini, dar și mai puțini sunt cumpărătorii. Cei care se încumetă să vină totuși, se uită, verifică prețurile și pleacă gândindu-se că mai aproape de ajunul Crăciunului prețurile vor scădea. Deocamdată însă acestea variază între 60 și 300 de lei în funcție de înălțimea bradului. Prea puțin pleacă cu un pom cât de mic. Un brad de un metru, 500 de mii. M-ar interesa, dacă ar fi cineva, să spun cu cât l-a cumpărat. Eu nu spun să nu câștigi, să ne vă, dar nici chiar așa. Mi se par scump pe preț. Bineînțeles, foarte scump. Foarte scump. Ce faceți în condițiile astea? Nu știu, luăm de plastic. Prețuri pentru toate buzunare, dar dacă vrei să ai un brad de sărbători adevărat, trebuie să-mi plătești prețul care îl merită. Eu zic că sunt brazi destul de frumoși și odată poate putem permite un brad deosebit. În piață găsiți și brazi autohton, dar și aduși din Danemarca. Și chiar dacă oferta este variată, treaba tot nu prea merge. Noi astăzi am început, da, s-a aprobat să vindem aici în spațiul acesta și prețurile pleacă de la 70 de lei până la 150 lei la brazi de import. Brazii românești probabil sunt mai ieftini, nu știu prețurile lor, da. Nici coronițele nu prea merg, chiar dacă prețul este negociabil. Da, sunt mai împodobite ca să meargă mai bine, mai pentru ușă, pentru... Să fie mai frumoase, să fie și vânzare, că... E vânzare? Nu prea. Nu prea, că nu prea are lumea bani. E muncă, Lelo, la un brad, la un suport de ăsta muncește, le iei de 9 ori la mână, până îl faci, până îl vinzi. Ești la vânzare cu 100 de lei. Și cumpără lumea? Nu îl cumpără, că nu are bani. E criză mare. Sunt totuși și vești bune. Se pare că în ajun prețurile brazilor vor fi ceva mai mici, anunță vânzătorii, dar nu vă așteptați la chilipiruri.